ca și Dumnezeul nostru, facem bine în fiecare zi celor ce nu ne fac bine întotdeauna. Este bunătatea lui Dumnezeu și noi suntem ca și Tatăl nostru, buni. Domnul să ne ajute! Pentru predica mea din dimineața asta, am avut nevoie de un ajutor, de un co-predicator. Ce credeți că reprezintă guriță echipată în felul ăsta? Pune armele deoparte. Un arc și o sabie. Adevărate amândouă, vreau să vă spun. Ce e curiță acum? Un zidar. A, un zidar. Bun. Pune sculele deoparte, te rog. Și înarmează-te. Acum ce e? Un luptător. Ia din nou și sculele și armele. Și spuneți-mi ce e acum. Un creștin. Acum e un creștin. Haideți să citim din Biblie despre asta. Am făcut lecția asta obiect, pentru că probabil cei mai mulți dintre voi veți uita cele mai multe din lucrurile care urmează să le spun. Dar nu veți uita că astăzi a venit guriță cu o sabie și cu un arc și cu o găleată de scule la biserică. Asta o să țineți minte. Mulțumesc, guriță, apreciez mult că ai răspuns solicitării mele. Haideți să deschidem Biblia în Neemia, capitolul 4, și vom citi întregul capitol 4 din Neemia. Neemia, capitolul 4. Vom regăsi aici pe guriță și modul în care el a fost echipat. Când Sambalat a auzit că reconstruim zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. I-a batjocorit pe iudei zicând rudelor sale și oștirii Samariei: ce fac amărâții aceștia de iudei? Vor reface ei zidul? Vor aduce ei jertfe? Vor isprăvi ei vreodată? Vor da ei viață unor pietre acoperite de grămezi de moloz și arse de foc? Amonitul Tobia, care era în preajma lui, a zis: și chiar dezidesc. Până și o vulpe de se va sui pe el, le va putea dărâma zidul lor de piatră. Ascultă-ne, Dumnezeul nostru, că suntem disprețuiți. Fă să cadă jignirile lor asupra capului lor și dă-i prade unei țări în care să fie captivi. Nu le acoperi vina și nu le șterge păcatul dinaintea ta, căci i-au jignit pe cei ce zidesc. Am continuat să reconstruim zidul și l-am ridicat până la jumătate din înălțimea lui. Iar poporul lucra cu inimă. Când Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și ajdodiții au auzit că restaurarea zidului Ierusalimului avansează și că spărturile începeau să fie astupate, s-au mâniat foarte tare. S-au aliat cu toții ca să vină să lupte împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru
și am pus o strajă ca să ne apere de ei zi și noapte. Însă cei din Iuda ziceau: puterea cărăușilor slăbește, iar molozul este mult. Nu vom putea să reconstruim zidul. Totodată dușmanii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până în clipa când vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Iudeii, de asta aveam nevoie de ea mai aproape. Da? De la anii ăștia trebuie și ochelari. Mulțumesc! Un ajutor foarte bun. Iudeii care locuiau în preajma lor au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile pe care aceștia urmau să vină împotriva noastră. Prin urmare, i-am pus pe unii din popor de-a lungul porțiunii mai joase a zidului, în locurile libere din spatele lui, așezându-i potrivit clanurilor lor, cu săbiile, sulițele și arcurile în mâini. După ce m-am uitat la toate acestea, m-am ridicat și le-am zis nobililor, dregătorilor și celorlalți din popor astfel: nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de stăpânul cel care este mare și înfricoșat și luptați pentru rudele voastre, pentru fiii voștri, pentru fiicele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre. Căci dușmanii noștri au auzit că am fost înștiințați. Când dușmanii noștri au auzit că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a zădărnicit planurile, astfel încât ne-am putut întoarce cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din slujitorii mei lucrau, iar cealaltă jumătate dintre ei erau înarmați cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Conducătorii se așezaseră înapoi a întregii case a lui Iuda, care reconstruia zidul. Cei ce purtau poverile, cu o mână lucrau, iar cu cealaltă țineau arma. Fiecare ziditor își avea sabia încinsă la brâu în timp ce zidea. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Le-am zis nobililor, trecătorilor și celorlalți din popor: lucrarea este mare și întinsă, iar noi suntem împrăștiați pe zid departe unii de ceilalți, în locul în care veți auzi sunetul trâmbiței. Acolo să vă alăturați nouă. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Am continuat să facem lucrarea cu jumătate dintre ei înarmați cu sulițe din zori până la ivirea stelelor. Tot în perioada aceea am mai zis poporului: fiecare om să înnopteze în Ierusalim împreună cu sluga lui, ca să ne slujească drept strajă noaptea, iar ziua să putem lucra. Nu ne-am mai dezbrăcat de haine, nici eu, nici rudele mele, nici slujitorii mei și nici frații care stăteau de strajă înapoi a mea. Iar când mergeau la apă, fiecare avea arma la el. Amin. Înarmați și echipați pentru lucru în același timp. Cartea Nehemia este o carte în care li se descrie reconstrucția Ierusalimului după întoarcerea rămășiței din Iuda, din robie, în timpul lui Ezra și Nehemia. Oamenii aceștia vin la Ierusalim, îl găsesc dărâmat și încep să reconstruiască zidurile lui, templul prima dată. Ezra și Nehemia, Zorobabel, sunt liderii care organizează această reconstrucție. Ei bine, ceea ce am citit astăzi, capitolul 4, ne spune în mod deosebit despre un impas la care ei ajung în momentul în care zidul e construit pe jumătate. Încep să construiască, ajung cu lucrarea la jumătate, pe jumătate zidul este construit, însă acolo pare a se împotmoli. Ceea ce
Vedem în Biblie, în timpul lui Nemia, poate să ne inspire în lucrarea noastră de reconstrucție sau de construirea zidurilor. Dacă Nemia trebuia să construiască un zid fizic și noi suntem chemați să construim, atunci când am început să-L urmăm pe Hristos, am început să construim. Și aș vrea astăzi să ne uităm la momentele lui Nemia și să fim inspirați din ceea ce putem vedea în exemplul lui, în construcția spirituală, în edificiul spiritual pe care noi îl facem. Vedeți? Toți începem la un anumit moment al vieții, anumite lucrări, anumite acțiuni, anumite activități. Nu? Începem umblarea noastră cu Dumnezeu. Devenim creștini. Și începem să umblăm cu Dumnezeu. Și suntem atât de entuziaști. Și când botez oameni, am început să mă uit la ei dincolo de entuziasmul și bucuria din ziua de botez. Încep să-i privesc pe oameni îmbrăcați în alb, să închid ochii și să mi imaginez peste 3-4 ani. Pentru că acolo, aliniați la start, toți arată foarte bine. Dar cum va fi la jumătate? Cum va fi peste un an? Cum va fi peste 2? Cum va fi peste 5? Unde vor fi ei? Nemia ajunsese la jumătatea zidului. Și la jumătatea zidului, oamenii lui Nemia ajung la o concluzie. Versetul 10. Lasă-ne versetul 10, te rog, Emi. Versetul 10 zice, însă cei ziceau, puterea cărăușilor slăbește, iar molozul este mult. Și care e concluzia? Nu vom putea să gătăm. Jumătate de zi era gata. Și la jumătate au această concluzie. Nu vom reuși să terminăm. Psalmul 1 cu 3 ne spune un lucru pe care noi îl știm bine. Cel ce începe un lucru îl duce la bun sfârșit. Câte multe lucruri nu începem noi? Așa cum spuneam, începem umblarea noastră cu Dumnezeu. Nu? Viața creștină. Începem familia. Ne căsătorim și începem o familie. Începem o biserică, așa cum noi viața nouă am început în urmă cu 2 ani și jumătate. Aș vrea să ne oprim la lucrările acestea spirituale. Pentru că nu, începem și o afacere, începem și o casă, de exemplu, o locuință. Începem tot felul de lucruri. Subiectul meu astăzi l-am intitulat Nu abandona la jumătate. Amin. Nu abandona la jumătate. Când oamenii ăștia lui Nemia au ajuns la jumătatea zidului, datorită unor circumstanțe date în momentul ăla, au tendința să se oprească. Iau concluzia asta. Nu vom reuși să terminăm. Și sunt gata să se oprească. Nu abandona la jumătate. Câți oameni oare nu au început să construiască o familie? Și au fost convinși la început că vor reuși. Pentru ca după 2, 3, 4, 5 sau 10 ani să aibă aceeași concluzie. Nu credem că mai reușim. Și ne oprim aici. Câți oameni n-au început viața creștină?
S-au botezat. Au venit în biserică. Plin de entuziasm, plin de pasiune. Lăudat să fie Domnul. Unde sunt? La început sunt provocările de la început. La jumătate însă sunt provocările de la jumătate. Cum răspundem provocărilor de la jumătatea lucrării? Cum răspundem provocărilor de la jumătatea drumului? De la jumătatea zidului? În ce fel mergem mai departe? Cum reușim să mergem mai departe? Cred că Dumnezeu vrea să ne reaprindă, să ne reînflăcăreze pasiunea astăzi și să mergem mai departe. Aș vrea în primul rând să vedem care sunt provocările de la jumătatea drumului. În ce fel și cum putem să privim provocările de la jumătatea zidului, de la jumătatea lucrării? Care sunt acestea? În primul rând, pe la jumătatea lucrării se estompează entuziasmul de la început. Dacă n-ar avea entuziasm, nimeni n-ar începe nimic. Întotdeauna când începem ceva, avem mult entuziasm. Oh, suntem convinși că se merită. Suntem convinși că vom reuși. Vedem o grămadă de oportunități, o mulțime de avantaje. Mergem înainte, reușim. Nu? Așa vezi la început. Nimeni nu s-ar apuca de nimic dacă n-ar vedea așa. Dar pe măsură ce înaintezi, începi să vezi și altfel. Entuziasmul de la început se estompează. Nu mai ai același entuziasm, nu mai ai aceeași pasiune. Nu mai ești așa de sigur că se merită. Nu mai ești așa de sigur că vei reuși. Și apare această provocare de la jumătate. Dispare entuziasmul de la început. Ați întâlnit creștini plictisiți? Da. Ați întâlnit creștini lipsiți de entuziasm? Vi s-a întâmplat în viața creștină să vi se ducă entuziasmul? Știți povestea lui copiii a doi? Care, trecând pe lângă o biserică, au auzit ceva, mișcare înăuntru, că era geamul deschis. Și unul a ținut așa mâinile și celălalt s-a urcat cu picioarele pe mâinile lui, se poate vedea pe geam ce e înăuntru. Și ăla de sus îi spunea ăla de jos. Nu știu ce au acolo înăuntru, nu știu despre ce e vorba, dar ceva trist se întâmplă acolo, că toți sunt foarte triști și posomorâți. Era o biserică acolo. Creștini care pornesc plin de entuziasm. Pe calea lui Dumnezeu. Ajung să-și piardă entuziasm. La jumătatea lucrării, la jumătatea drumului, entuziasmul se estompează. Ce fac atunci când se duce entuziasm? Ce fac? Unii se opresc. Alții merg mai departe. Altă provocare de la jumătatea zidului, de la jumătatea lucrării, este aceea că este nevoie de mai mult efort la jumătate decât la început. Munca devine mai grea. Imaginați-vă, vă rog, pe Nemia și constructorii lui. Prima dată au zis, hai să reconstruim zidul. Și era acolo o grămadă de pietre, amestecate cu moloz. Și au început să construiască. Și s-au gândit, mă, ce ușor e. Nu trebuie să mergi nicăieri să faci pietre, nu trebuie să te duci departe. Uite, săracii, numai le iei de cinci și le pui pe zid. Și au început să construiască. Dar foarte repede, pietrele care erau deasupra, s-au terminat. Și ca să facă rost de alte pietre, ce trebuia să facă? Să cadă moloz. Să care molozul, să caute prin moloz.
Și deodată ceea ce părea foarte ușor a devenit o muncă grea. Adeseori, în construcțiile spirituale la care ne angajăm, ne uităm la pietrele de deasupra și spunem, totul e pregătit, totul e acela îndemână. Ce familie faină o să construiesc. Ce bun creștin o să fiu. Ce biserică faină o să facem. Numai pe măsură ce lucrăm și se termină pietrele de deasupra, începe munca grea. Trebuie să cauți, trebuie să formulit prin moloz. Și munca grea este o provocare de la jumătate. Apoi se instalează rutina. În fiecare zi vezi aceleași pietre, vezi aceleași oameni din stânga ta, din dreapta ta. În fiecare zi același moloz, în fiecare zi același zid. Și rutina este una din provocările de la jumătatea lucrării. Se duce entuziasmul, munca devine mai grea, apare rutina, oamenii devin obosiți, tu însuți devii obosit. Iar trebuie să merg la adunare în dimineața asta. Cum se face că în urmă cu 3 ani, când te-ai botezat, ziceai, wow, vine duminica, trebuie să merg la casa Domnului. Iată să merg la adunare. Ce s-a schimbat? Provocările de la jumătatea lucrării. A venit rutina, a dispărut entuziasmul, s-au dus lucrurile frumoase, emoționale și au venit lucrurile de rutină la care trebuie să pui umărul și să mergi mai departe. Alt lucru care constituie o provocare la jumătatea lucrării este faptul că opoziția se accentuează. Vreau să vă spun, orice lucrare ar începe în lumea asta, indiferent cât ar fi ea de bună și de perfectă, orice lucrare, absolut orice lucrare, stârnește opoziție. Și pentru evrei lui Nemia, la început opoziția ce era? Ori început ăștia să facă mișto de ei. Să-i ocărască, să facă glume și ironii. Au zis ce-au zis? Lasă-i să construiască, că să urca o vulpe pe zidul lor de piatră. Și s-o dărâma. Și râdeau toți, probabil, la un pahar acolo în Samaria. Ce o să facă? O să reușească? O să poată să dea ei viață la pietrele astea arse de foc și acoperite de moloz? Și prima dată, opoziția nu era altceva decât batjocuri, era, eu știu, ironii dușmănoase și ei printre astea merg mai departe, nici nu le bagă în seamă. Dar, pe la jumătatea zidului, opoziția se transformă în război. Și oamenii care în urmă sau la începutul lucrării doar făceau mișto de ei, acum au zis, nu mai putem să stăm cu mâinile în sân. Ăștia chiar construiesc zidul. Trebuie să facem ceva să-i oprim. Chiar dacă prețul înseamnă să-i ucidem. O să-i ucidem, dar o să oprim lucrarea. Și opoziția ușoară de la început se transformă într-un război. Putem vedea asta în viața creștină? Oh, da! Când te întorci la Dumnezeu, câțiva prieteni fac mișto de tine. Bă, te-ai dus la ăștia, s-au cătat cu viața ta. Plumă-i curiță! Câțiva au făcut mișto de tine. Pe măsură însă ce înaintează lucrarea, miștourile și ocările astea se opresc. Nici nu te mai dor, de fapt. Numai că vrăjmașul, întotdeauna în spatele oamenilor, trebuie să-l vedem pe vrăjmaș. Adeseori noi uităm îndemnul lui Pavel și privim oamenii. Omul ăla mi-a spus vorba aia. Celălalt mi-a făcut cealaltă. Dar dincolo de oameni, vedem
căpeteniile forțelor întunericului. Sambalat și Tobia sunt reprezentanții lui Satan și a forțelor iadului. Și atunci, dincolo de ei, ca persoane fizice, au fost forțele întunericului care au vrut să oprească pe Nemia și lucrarea care o făceau. Și ocările nu mai contează. Încep uneltirile și luptele din lumea spirituală. S-ar putea să aibă tot felul de strategii. Dacă ne uităm în cartea Nemia, o să vedem mulțimea de strategii care a avut-o numai să oprească zidul. Au zis o să-i atacăm, o să-i ucidem. Apoi când au văzut că n-au reușit asta, dacă citiți cartea Nemia puțin mai încolo, au avut o altă strategie, strategia diplomatică. L-au invitat pe Nemia să meargă undeva în satele din prejur să stea la povești. De fapt, ce vroiau? Să-l ucide pe Nemia, liderul lucrării, și să oprească zidul. Obiectivul lor era să se oprească lucrarea. Cum? O să-i ucidem. O să mergem peste ei prin surprindere și o să-i ucidem. N-au reușit. O să le omorâm liderul. Nemia, hai vino să stăm de povești în satele din prejur. De mai multe ori l-au chemat pe Nemia la povești. Să bem o cafea, Nemia! Mai lasă zidul acum, hai să bem o cafea. Și Nemia a zis, e prea importantă lucrarea ca să care o am de făcut să mă cobor la povești cu voi. A fost o altă strategie, o altă strategie. Știți ce au vrut să facă? De fapt vreau să-l ucidă pe Nemia. Pentru că liderii adeseori sunt vânați. Domnul Iisus a spus un principiu, bate voi păstorul și oile se vor risipi. Întotdeauna un lider adună. Și când el este lovit, oile se împrăștie. Altă dată au zis lui Nemia, Nemia, prea implicat ești în lucrarea asta de construcție. Ce-ar fi să mergi în templu, să te rogi? Uite, du-te, închide-te în templu, oricum ai destui dușmani, închide-te în templu și pune-te pe rugăciune. Și asta spuneau niște proroci. Știți ce a făcut Nemia? Și nu a băgat în seamă. Pentru că știa chemarea lui Dumnezeu pentru el. Sunt tot felul de uneltiri. Dar la jumătatea drumului, opoziția se accentuează. Și implicările sunt spirituale. Și cei ce organizează sunt lumea spirituală și forțele demonice. Vedeți? Când ne uităm, ne uităm la familii care sunt la jumătatea drumului și care zic, nu mai putem continua așa. Nu mai putem continua. Am obosit. Se ceartă. Nu se înțeleg. Apar tot felul de lucruri. Merg la psiholog. Merg la păstor. Consiliere. Și noi ne prindem. Toate astea sunt bune. Dar de multe ori perspectiva noastră este doar cea pământească. Uităm că Pavel a zis, voi n-aveți de luptat cu carnea și sângele, ci cu forțele întunericului din locurile cerești. Atunci când la jumătatea zidului cineva spune, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de umblarea creștină, fie că e vorba de biserică, atunci când la jumătatea zidului când cineva spune, nu mai pot continua, trebuie să iei în calcul că e o poziție demonică. E o poziție demonică. Uneltiri, demoni, care vor să-ți oprească entuziasmul, care vor să-ți oprească lucrarea, care vor să nu mergi mai departe. E bine să mergi la păstor, e bine să cauți un prieten, e bine să povestești. Sunt bune toate astea. Dar niciodată creștinul nu trebuie să uite perspectiva luptei spirituale. Oamenii care îți vorbesc într-un anume fel sau nu îți vorbesc. Soția sau soțul. Lucrurile care apar în viața de familie. Toate astea au în spate forțele întunericului. De aceea trebuie să înțelegem
că la jumătatea lucrării, probabil cea mai mare provocare este lupta spirituală. Intensificarea luptei spirituale. Vreau să vă întreb, când oamenii lui Nemia s-au apucat să construiască, s-au gândit la război? Nu. Nu! Tot ce au văzut ei este că trebuie să adune pietrele alea, să facă mortar și să reconstruiască zidul. Dar deodată a apărut războiul. Și ei au fost nepregătiți pentru că ei au mers să construiască, nu să lupte. Și și-au dat seama că trebuie luptat. Așa este și în viața creștină. Când noi convertiți vin la Hristos, când stau îmbrăcați în alb și botezăm, perspectiva lor pentru viața creștină nu este una a războiului. De multe ori și modul trunchiat în care prezentăm Evanghelia îi face să n-aibă perspectiva războiului. Oh, veniți, întoarceți-vă la Domnul! Toate se rezolvă în viața ta. Totul va fi bine. Totul va fi frumos. Numai primește-L pe Hristos în inima ta. Și oamenii vin, îl primesc pe Hristos și vor să fie totul roz. Și nu se întâmplă. Pentru că ei vor să construiască. Au venit cu găleata și cu mistria. Și sunt șocați pe la jumătate când își dau seama că trebuie și sabie și arc. Degeaba duci cu tine mistria și ciocanul și lucrurile de construit. Pentru că trebuie să și lupți. Haideți să repetăm, să recapitulăm provocările de la jumătatea drumului. Una, estomparea entuziasmului de la început. Pe la jumătate îți pierzi elanul, îți pierzi entuziasmul. Alta, este nevoie de mai mare muncă, de mai mult efort, se instalează rutina. Alte provocări de la jumătate. Opoziția se accentuează. Este nevoie să lupți. Și în fața acestor provocări, foarte mulți se opresc. Foarte mulți iau concluzia din versetul 10. Nu vom putea finaliza zidul. Unde sunt? Altundeva. Unde sunt acum? Vă întreb pe voi, Biserică Viață Nouă. Oameni pe care în urmă cu ceva timp îi botezam și care erau plini de entuziasm și cu care ne-am rugat și cu care am petrecut timp. Și cineva suna în dimineața asta care am avut speranțe mari. Rugați-vă pentru fetița mea că e bolnavă. Problema este nu fetița că e bolnavă, problema este că ar trebui să fie aici. Dar oamenii obosesc pe la jumătate. Oamenilor le dispare entuziasm. Și de multe ori se aude prin predici ca să nu fim emoționali. Dacă toată viața noastră creștină este numai când avem emoții de calitate. Atunci, când suntem descurajați, nici nu mai e bine să merg la biserică astăzi. Rutina, opoziția și cei mai mulți zic, apoi am dus zidul până aici, fie ce-o fi Dumnezeu cu mila mai departe, eu nu pot merge mai departe. Înțeleți oameni din ăștia? Față de această provocare de la jumătatea lucrării. Sunteți aici oameni care vă simțiți sub presiunea acestor provocări de la jumătate? Este cineva care simte rutină, care simte oboseală, care simte plictiseală? Este cineva care simte că entuziasmul lui nu mai este ca la început? Este cineva care simte opoziția în lupta spirituală? Sunteți? Toți. A? Toți. Ce facem? Ce facem? Întrebarea este ce facem? Ne luăm jucăriile și mergem acasă? Nemia, descurcă-te tu cu zidul cum poți. Noi am ajuns la concluzia că e prea mare lucrarea asta pentru noi. Merem acasă. Foarte mulți fac așa.
Dar aș vrea să mergem la al doilea punct a învățăturii noastre. Cum să mergem mai departe? Care sunt soluțiile față de aceste provocări de la jumătate? Care sunt soluțiile? Sunt soluții? Putem merge mai departe? Putem totuși termina zidul ăsta? Putem duce până la capăt lucrarea? El începe un lucru și îl duce la bun sfârșit. Amin! Sunt câteva soluții pe care le întrevedem în textul acesta. Și aș vrea să ne uităm la ele ca la soluțiile lui Dumnezeu. Ca la soluțiile lui Dumnezeu. Deci, cum să mergem mai departe? Nehemia a făcut un lucru. Versetul 9. Haideți să ne uităm în versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă ca să ne apere zi și noapte. Ce au făcut ei? S-au rugat. Și? Și s-au organizat. S-au rugat și s-au organizat. E bine. Prima soluție, dacă vrem să mergem mai departe, e asta. Ne rugăm și ne organizăm. Știți care e problema? Unii numai se roagă și nu se organizează. Alții numai se organizează și nu se roagă. Nehemia a înțeles două lucruri importante care trebuie să meargă mână în mână. Ne-am rugat și ne-am organizat. Degeaba ne rugăm în fața provocărilor de la jumătatea zidului dacă nu facem ceva. Ne-am rugat și am pus o strajă. Desigur că ni se pare de bun simț creștinesc și ni se pare de apreciat spiritual atunci când un frate în fața unei crize spune hai să ne rugăm. Dar cum vi se pare dacă facem o rugăciune bună și apoi mergem acasă? De obicei, în urma rugăciunii, Dumnezeu ne dă o direcție. Nu? De ce ne rugăm, de fapt? Ca să ne adunăm jucăriile și să plecăm acasă? Rugăciunea nu-i de încheierea lucrărilor, de parte, nu? Ne rugăm și ne organizăm. De aceea, trebuie să ne rugăm. Doamne, dă-ne Tu înțelegerea de a merge mai departe. Învață-ne Tu, Doamne, cum să mergem mai departe. Familia e în criză. Biserica parcă o pierdut entuziasm. Viața ta creștină parcă nu mai e așa ca la început. Ce faci? Mă rog. Și atât. Nu. Mă rog. Și Dumnezeu îmi va da soluții. Dumnezeu îmi va reprospăta entuziasmul. Dumnezeu îmi va arăta să fac ceva. Va fi un loc vulnerabil unde trebuie să pun o strajă. Va trebui să iau o anumită armă. În urma rugăciunii Dumnezeu îmi va da o orientare. Și când mă organizez. Unii doar se organizează. Nu mai avem entuziasm. Hai să facem niște scenete. Hai să facem niște melodii noi la închinare. Frumoase toate astea. Dar pot să rămână omenești. Vreau să vă spun că Sambalat și Tobia nu sunt foarte impresionați dacă noi alegem niște metode să ne recâștigăm entuziasm. Organizarea fără rugăciune ne păstrează în limita perspectivelor omenești. Ca să mergem mai departe, ne rugăm și ne organizăm. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dacă familia e pe punctul să nu poți să o duci mai departe, roagă-te și organizează. Roagă-te și organizează. Tu care ești lider de familie, mai ales, roagă-te și organizează. Următorul lucru. Atunci când vrem să mergem mai departe, liderii trebuie să încurajeze pe oameni, nu să-i certe. Când apar provocările de la jumătatea lucrării, când oamenii încep să devină obosiți, plictisiți, rutinați, când e nevoie de multă muncă, când e mult molos, când opoziția se întețește, ca lider, mulți lideri sunt tentați să-i certe pe oameni. Măi, dar acum o lăsați baltă?
Și începem să inventăm reproșuri. Mie, care am fost educat în felul ăsta, unii din noi am primit educație bazată pe critică. Și dacă ai fost educat pe bază de critică, nu pe bază de încurajare, ți-ai format personalitatea în felul ăsta. Și atunci, la rândul tău, când vrei să faci pe oameni să fie motivați, să-i încurajezi, îi încurajezi criticându-te, că așa știi tu că trebuie. Nemia n-a făcut asta. Nemia n-a făcut asta. Hai să ne uităm în cuvânt. Versetul 14. Versetul 14. După ce m-am uitat la toate acestea, m-am ridicat și le-am zis nobililor, trecătorilor și celorlalți din popor astfel. Nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de stăpânul, cel care este mare și înfricoșat, și luptați! Nemia a avut cuvinte de încurajare. Mă rog pentru lideri să-și găsească cuvintele de încurajare. În momente de cumpăn, în momente când oamenii iau în calcul să se oprească, trebuie să găsim metode de a încuraja. Suntem tentați să criticăm. Suntem tentați să-i luăm tare. Dar Nemia a zis, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul. Domnul cel mare și înfricoșat. Luptați! Hai să mergem mai departe! Găsiți căi de încurajare pentru oamenii care nu mai sunt cu noi. Pe care i-am botezat și care le-a pierit entuziasmul. Găsiți căi și metode de a încuraja. Oh! Când vezi că nu vine la adunare, când vezi că nu-l interesează, ai vrea să-i spui câteva. Nu? Spune așa. Nu te teme. Haide! Domnul e mare și puternic și ne ajută. Amin. Amin. Apoi, dacă vrem să mergem mai departe, trebuie să restabilim o perspectivă corectă a lucrării. Un punct de vedere corect. Vedeți? Când oamenii ajung la jumătatea lucrării și își pierd entuziasm, ei nu mai văd orizontul ăla care l-au văzut la început. Ăla cumva se acoperă de ceață și văd lucrurile din imediată lor apropiere. Și au pierdut orizontul. Și au pierdut orizontul. Vedeți? Când începe o lucrare, este un orizont măreț. Oamenii văd la orizont ceva extraordinar. Linia de finish. Dar la jumătate orizontul se apropie foarte tare de el și omul nu mai vede în față. Nu mai are perspectiva aia a unui final fericit. Ci perspectiva lui imediată este a unui eșec. Și Nemia restabilește o perspectivă corectă. Cum? În primul rând zice, priviți la Dumnezeul vostru. Dacă vrem să restabilim perspectiva, dacă vrei să restabilești perspectiva corectă, atunci când familia nu mai merge, atunci când viața creștină nu mai merge, atunci când viața de biserică nu mai merge, primul lucru este, privește la Dumnezeul tău. Amin. Nu-i așa că ai experiențe cu El? Ce se întâmplă acum un an? Când Nemia spune, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și puternic. Ce le spunea Nemia? Aduceți-vă aminte de Moise. Aduceți-vă aminte de Marea Roșie. Aduceți-vă aminte de pustie. Aduceți-vă aminte de Iordan. Aduceți-vă aminte de Gedeon. Aduceți-vă aminte de Deborah. Aduceți-vă aminte de toate astea. Aduceți-vă aminte de David. Aduceți-vă aminte de Samson, aduceți-vă aminte de Samuel, aduceți-vă aminte de acest Dumnezeu puternic. Când oamenii obosesc, nu mai pot să-L vadă pe Dumnezeu măreț. Văd înaintea lor eșecul și atât. O reorientare a perspectivelor înseamnă, în primul rând, uită-te la Dumnezeu. În mod corect. Acest Dumnezeu puternic,
Acest Dumnezeu care a făcut minuni cu oamenii Lui și care a făcut minuni cu tine, este același. Este același. Și acum când tu te simți obosit, și acum când tu nu mai ai orizont, și acum când ești convins că degeaba mai mergi mai departe, și acum când ești convins că zidul nu se va termina, și acum El rămâne același Dumnezeu. Știi care este problema? Perspectiva ta, modul în care îl privești. Perspectiva ta s-a îngustat. Ai început să te uiți la tine, nu la El. Și Nehemia spune, uitați-vă la Dumnezeul vostru. Nu te uita la tine că ești atât de slab, spune cântarea. Nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Asta era perspectiva lor. Se uitau la slăbiciunea lor și la forța vrăjmașului. Uită-te la Dumnezeu. El este puternic. Apoi, atunci când restabilim perspectiva corectă a lucrării, prima dată ne uităm la Dumnezeul nostru mare și apoi privește la cei dragi. Privește la cei dragi. Nehemia le spune, luptați. Pentru ce? Pentru casele voastre. Pentru copiii voștri. Pentru nevestele voastre. Luptați. Pierzi importanța luptei și a merge mai departe. Atunci când te uiți numai la tine. Când tu, luptător, obosit, ești îngenunchiat, știi ce gândești? Am luptat destul. Pot să mor ca erou. Așa gândește un luptător epuizat. Dacă însă acelui luptător îi spui, hei omule, în spatele tău e nevasta ta. În spatele tău sunt copiii tăi. Dacă tu rămâi în genunchi, ce se va întâmpla cu ei? Perspectiva lui se schimbă. Nehemia le schimbă perspectiva. Luptați. Priviți la Dumnezeul vostru și luptați pentru copiii voștri, pentru nevestele voastre, pentru frații voștri, pentru surorile voastre, pentru casele voastre. Astăzi când ești gata să renunți, aș vrea să te uiți la Dumnezeu și să te uiți la cei ce vin după tine. Ce moștenire le lași? Moștenirea unuia care s-a luptat și a murit? Luptând? Sau moștenirea unuia care aproape mort fiind și obosit s-a ridicat și a mers mai departe? Câți dintre voi aveți copii între 1 și 5 ani? Ok. Peste 50 de ani copiii voștri vor avea 55 de ani. Și cei mai mulți dintre voi veți fi undeva în jur de 80 de ani. Copiii voștri de 55 de ani, peste 50 de ani, vor vorbi cu nepoții voștri care probabil vor fi adolescenți. Ce ați vrea să spună ei în discuția aia de peste 50 de ani despre mine, despre tine? Ce ai vrea să spună? Tata a fost un luptător. Poate tu vei fi bunic. Vei zâmbi poem, le vei spune povești, vei cânta cu ei cântece. Nepoții tăi habar n-o să știe ce lupte ai purtat. Habar n-o să aibă de câte ori ai fost în genunchi, cum ai fost plin de praf, de sânge și de sudoare. N-o să știe asta. Dar peste 50 de ani, tu vei lăsa urmașilor tăi o moștenire spirituală. Ei vor spune, mama și tata au trecut prin greutăți, dar sunt aici. Ori vrea nepoții tăi peste 50 de ani să meargă la o evangelizare și un evanghelist să-i cheme la Hristos și să spună, și bunicul meu s-a pocăit, dar s-a lăsat. Ai vrea să spun așa? Asta vrea să fie moștenirea ta? Dacă asta e moștenirea care vrei să o lași urmașilor tăi, oprește de la jumătatea drumului. Construiește-le o casă, fă-le un business și dă-le o moștenire pământească. Dar noi trebuie să le dăm o moștenire spirituală. La jumătatea drumului s-ar putea tot ce e în mine, omenește vorbind,
să spună, ai luptat destul, oprește-te. Nu se merită. Însă, uite-te la Dumnezeu. Și uite-te la ceea ce te urmează. Și lasă-L pe Duhul Sfânt să schimbe perspectiva. Lasă-L pe Duhul Sfânt să schimbe perspectiva. Și El te va ajuta să vezi urmașii tăi. S-ar putea, uitându-te la tine, să zici, nu se merită. Dar uite-te la ei și vei spune, se merită. Vreau să le las o biserică de care să fie mândri. Vreau să aibă un tată, un bunic, a cărui exemplu să-l urmez. Vreau să vină să-i binecuvintez. Vreau să-i binecuvintez cu reușita mea. În vremurile noastre, nu suntem atât de conștienți de dimensiunea moștenirii spirituale care o lăsăm în urma noastră. Câștigăm teritorii în spiritual și diavolul le fură înapoi. Pentru că nu luptăm să le apărăm. Pentru a le lăsa moștenire copiilor și nepoților noștri. Vrem să mergem mai departe? Vrem să mergem mai departe? Cum să mergem mai departe? Am zis, în primul rând, rugăciune și organizare. Nu numai rugăciune, nu numai organizare. Și una și alta. Întâi ne rugăm, apoi organizăm. În al doilea rând, liderii trebuie să încurajeze. În al treilea rând, restabilește o perspectivă corectă. Uite-te la Dumnezeu. Și uite-te la ceea ce te urmează. Și atunci, deodată, vei începe să te vezi altfel. Și să lupți din nou. Următorul lucru care trebuie să-l facem pentru a merge mai departe. Nu ignora avertismentele fraților tăi. Știți ce zice Nemia? De câte ori iudeii care trăiau în preajma lui Sambalat și a lui Tobia i-a înștiințat de uneltirile lor? Ce ne-a fost atent la text? De 10 ori! Zice că de 10 ori iudeii care trăiau în preajma lui Tobia și Sambalat i-a înștiințat de uneltirile lor. Și ce-au făcut? S-au apărat. Nu ignora avertizmentele fraților tăi. Vedeți? Și rugăciunea, și organizarea, și perspectiva, și încurajările pot rămâne fără sens dacă nu vine cineva să te facă atent. Dacă nu vine cineva să te facă atent. Știți? Ce greu ne vine să mergem să-i facem atenți pe unii oameni. Pentru că în loc să primească atunci când îi spui, știi ce zice? Dar ce are cu mine? Dar nu-și poate vedea de ale lui. Frații tăi zice că trăiau prin preajma lui ăștia, al lui dușmani. Știți ce înseamnă asta pentru noi? Am trecut unii din noi prin acele experiențe. Și atunci putem să venim să dăm un sfat, o avertizare. Altfel, nu fii comod când e vorba să avertizezi pe frații tăi. Chiar și de 10 ori dacă trebuie, avertizează-i. Trăim în comoditatea asta modernă. Viața mea, fac ce vreau cu ea. Business-ul meu. Ce se bagă cu tare? Ce se bagă cu tare? În trupul lui Hristos nu e așa. În trupul lui Hristos trebuie să ne avertizăm unii pe alții. Nu fii supărat când cineva te face atent. Da, s-ar putea la început să nu-ți placă. Nimănui din noi nu ne place când cineva ne spune ceva ce nu e în regulă. Dar e fratele meu. E sora mea în Domnul. Hai să ascult. Dar mi-a spus odată. Mai îmi spune odată. Și ce dacă îmi spune de 10 ori? Și ce dacă îi spui de 10 ori? Știți ce comod e? Să-l lași în pace? Să o lași în pace? E foarte comod. Ia să-ți facă ce vrea. Ia să-ți facă ce vrea. Dar mergi. Spune-mi. Spune-mi. Cum să se păzească?
cum să se apere, cum să spună strajă, dacă cineva nu-i spune. Ce fel de frate ești, dacă îl vezi cum satana uneltește asupra lui acasele copiilor lui și nu-i spui nimic? Alt lucru care îl văd aici la întrebarea asta, cum să mergem mai departe. Nu putem merge mai departe fără disponibilitate, dedicare și coordonare. Disponibilitate. Țineți minte cuvintele astea trei. Disponibilitate, dedicare și coordonare. Nemia i-a coordonat. Ei s-au dedicat și au fost disponibili. Până la ce nivel? O zis Nemia, rămâneți noaptea și dormiți aici. Nu mai mergeți acasă. Unii din ei erau din satele de prin prejur și Nemia a zis, nu mai mergeți să dormiți acasă. Stați aici în șantier, să avem gardă noaptea. Zice Nemia, eu și cu ai mei nici nu ne-am dezbrăcat hainele mai multe zile la rând. Ce înseamnă asta? Erau jegoși. Poate să însemne asta. Erau dedicați, îmi spune mie. Erau acolo. Confortul însemna, a trecut pe locul 2. Dedicarea a trecut pe locul 3. Și cel din urmă lucru care aș vrea să-l spun și care contează dacă vrem să mergem mai departe este luptă și zidește în egală măsură. Până la jumătatea zidului am mers cum am mers. Viața de familie, primii 2-3 ani merg cum merg. Viața de biserică, viața de creștin. Până la un loc merge cum merge. Dar de la un loc, echipează-te ca și guriță. Arcul și sabia, și lopata, mistria și sculele de muncă dincolo. Când mergi la apă, cu sabia în mână. Acum când noi vorbim, v-am mai spus asta, ești convins de asta. În laboratoarele iadului se pregătesc uneltiri pentru copiii voștri. Diavolul vrea să-i smulgă, să le ia orizontul, să-i ducă departe de credință. Dacă tu nu lucrezi și nu lupți, s-ar putea să-i meargă. S-ar putea să-i meargă. Știi ceva? Când dușmanul îți atacă zidurile, degeaba lucrezi. Poți să fii cel mai bun constructor, poți să ai cel mai bun mortar, poți să ai cele mai bune scule. Când vrăjmașul îți atacă zidurile, nu mai construi. Luptă. Construiești degeaba. Trebuie să ai discernământ. Când vrăjmașul îți atacă zidurile, pune jos mistria, lasă jos dreptarul, lasă mortarul în găleată și pune mâna pe sabie. Este timpul să aperi ce ai construit până în punctul ăla. Dacă atunci când vrăjmașul atacă zidurile tale, tu te uiți înainte și vrei să tot construiești în sus, s-ar putea să pierzi. A fi creștin înseamnă avea într-o mână sabia și într-o mână mistrie. Sunt momente în care plin de entuziasm construim. Dar sunt momente când ne lăsăm deoparte și punem mâna pe sabie și ne ducem în lupta rugăciunii și declarăm și scoatem un strigă de război. Pentru că diavolul ne atacă familia, ne atacă ca biserică, uneltește strategii, pune la cale lucruri împotriva noastră. Tot așa. Atunci când nu-i război, trebuie să construiești. Dacă e pace și toți construiești și tu stai cu sabia și cu sabia ridicată și cu arcul încordat. Și ăștia toți construiesc, dușmanii sunt liberi. Nu sunt pe acolo. O să spună, bă, hai, vine și tu aici, nu sta degeaba.
Tot să duc că nu m-a dus înainte degeaba. Și zici, nu, eu apăr. Nu trebuie să aperi. Când e de lucrat, lucrează, construiește. Dar cu sabia în mână și cu misteria în cealaltă, lupta spirituală este ceva real. Din păcate, ca biserici, ca și creștini, de multe ori n-avem perspectiva luptei spirituale. Limităm totul la lucrurile astea omenești. Dar diavolul își organizează tot timpul atacuri, uneltiri. Oameni care sunt bine de altfel. Ne pomenim că cine știe ce se întâmplă și ceva atac se pornește. Pentru că nu-i vorba aici de oameni. E vorba de lupta spirituală. Poate că am pornit viața de familie sau viața de credință crezând că nu-i decât de construit. O, ce bine o să ne înțelegem. Ce fain o să fie. Ne iubim. Avem caractere asemănătoare. Perspectivă frumoasă. O să construim o familie frumoasă. Dar la un moment dat, în familie, trebuie să lupți pentru că diavolul atacă. La fel e și în biserică. Cei care aveți măcar 5 ani de viață de familie, îmi dați dreptate? Nu-i așa că îmi dați? Vă știți că ați luptat. Știți că am luptat. La un moment dat trebuie să lupți. Nu mai poți construi dacă nu lupți. Aș vrea să... Am vorbit cu cei de la închinare să cântăm ceva. Aș vrea să stăm înaintea Domnului cu dorința de a ne rededica. Probabil că mulți dintre noi vorbesc astăzi oamenilor care sunt pe drum. Sunt în lucrare. Am puțini oameni care, sau nici nu știu dacă sunt aici oameni, care sunt la început. Unii din noi suntem obosiți, alții suntem rutinați sau plictisiți, dezorientați. Unii din noi am tras concluzia, se merită să mergem mai departe. Oare vom construi, vom reuși? Oare voi fi un bun creștin? Poate e pentru alții, dar nu e pentru mine. Oare voi reuși cu familia asta? Ne vom reuși cu biserica. Vorbeam duminica trecută despre chestionarele care voi le-ați completat. Și în mod deosebit mi-a aduc aminte de acel răspuns care zicea la temeri. Mă tem să nu ne pierdem ca biserică. Dacă ești aici, simptomele sunt cele de la jumătatea lucrării. Tragem concluzii. Nu mai avem entuziasm. Ne vom îmbărbăta noi să mergem mai departe? Amin. Voi scoate eu la capăt familia asta, bărbate? Amin. O vei scoate la capăt? O vom scoate? O vom scoate că vrem să lăsăm o perspectivă urmașilor noștri. Știți ce vreau să vă spun? Haideți să ne ridicăm. Zidul pe care noi îl construim este mult mai măresc decât zidul lui Nemia. În Apocalipsa 21 cu 10, câteva versete în jos acolo, ne spune despre Ierusalimul cel nou, care se coboară din cer pe noul pământ. Acel Ierusalim n-are în el templu, pentru că Dumnezeu însuși va fi templu. Însă e înconjurat de un zid. Știți ce temelii sunt la zidul ăla? Știți ce scrie pe porți? Cei 12 apostoli și cele 12 semințe ale lui Israel. Pentru că noul Ierusalim este poporul lui Dumnezeu din toate generațiile. Noi nu suntem doar constructori, noi suntem și zidul. Dumnezeu ne zidește împreună într-o lucrare care nu ține doar în generația noastră, care vine din trecut,
și care merge până atunci. Oamenii din vremea lui Neemia n-aveau Duhul Sfânt ca tine? Poate a venit peste Neemia și i-a dat forța organizării. Dar noi avem pe Duhul Sfânt locuindu-ne 24 de ore din 24. Zidul în care noi construim nu e doar zidul din Zădăreni, nu e doar zidul din Arad, nu e doar zidul din Sâlean, nu e doar zidul din anul ăsta, sau din anul trecut, sau din anul viitor. Este zidul etern a împărăției lui Dumnezeu. Într-o zi, istoria se va termina. Într-o zi se va pune punct. În ziua aceea, într-o lume perfectă, se va coborî din cer, pe noul pământ, Ierusalimul. Știți cum va fi el? Ca dintr-o bucată. Ca dintr-o bucată. Dar el va fi construit din tine și din tine și din mine și din noi. Eu să vă spun că diavolul nu are nicio șansă. Oricât de mult ar reuși să strice, Dumnezeu va merge mai departe cu acest zid. Și în final zidul va fi perfect. Veți vedea oameni lângă voi care abandonează. Da. Văd oameni lângă mine care abandonează. Mi-ar place să-i încurajez. Mi-ar place să-i pot aduce din nou. Mi-ar place să le spun, se merită să mergeți mai departe. Nu știu sigur dacă voi putea. Iuda spune pe unii, căutați să-i ridicați mulgându-i chiar din foc. Pe unii nu putem. Dar dacă ești aici, Dumnezeu vrea să zidești mai departe. Merită să duci mai departe această familie. Merită să duci mai departe viața de credință. S-ar putea să fii dezamăgit. S-ar putea ca oameni să te fii dezamăgit. S-ar putea să fii dezamăgit de biserică. S-ar putea să fii obosit, trântit, lovit. Dar merită să mergem mai departe. Vom lupta? Vom construi? Aleluia! Haideți să cântăm și să ne rugăm în același timp. Prin valea plângerii când pășesc,
Sfânt i-a vorbit astăzi și vrea să ceară ungerea Domnului pentru a merge mai departe? Dacă este cineva și vrea să vină în față și să-L binecuvântăm. Aleluia! Mai vine cineva, mai vrea cineva să ceară binecuvântare și ungere proaspătă pentru a merge mai departe cu elan, cu entuziasm, pentru a construi, pentru a lupta. Aleluia! Haideți în față! Este un gest. Nu veniți înaintea oamenilor. Este un gest. Este ceva ce spune lumea spirituală. Diavolul vede. Dumnezeu e aici, Duhul Sfânt e aici. Aici sunt oameni care astăzi se ridică, ridică sabia și spun: în numele Lui Iisus merg mai departe. În numele Lui Iisus sunt victorios. În numele Lui Iisus familia mea merge mai departe. În numele Lui Iisus lucrarea merge mai departe. În numele Lui Iisus viața mea creștină merge mai departe. Aleluia! Ar vrea cineva să vină în față? Aleluia! Haideți să binecuvântăm oamenii ăștia. Să rostim numele Domnului peste ei. Fiecare a venit aici cu niște cânduri. Domnul le cunoaște, Domnul știe cândurile lor. Domnul știe neputința lor, Domnul știe căterea lor, dar îi binecuvântăm pentru că ei vor să meargă mai departe. Primesc astăzi în numele Domnului un nou elan, primesc o nouă perspectivă. Dumnezeu le arată lucrurile, le arată din nou linia orizontului. Aleluia! Aleluia! Haideți să ne rugăm!